Pues son los que le galben es no chiste. Deci, așa se numește locul. E lângă Northampton. Apropo, ăștia care stau în Northampton, oraș de Lake. Veniți și voi pe aici. Se merită. Am făcut așa, în jurul lacului, pe jos, pe cărări. Acum am ajuns în punctul de unde am plecat. E ok așa, pentru o plimbare, să te desinzi într-o duminică. Având în vedere faptul că e aproape de Northampton, foarte aproape. Ești cu autobuzul. Vreo oră. De mers. Să vedem ce avem aici. Loc de joc pentru copii. Este loc de joacă pentru copii, mă, aici. Am crezut că cine știe aici. Dar e frumos. Ia să vedem mai încolo, așa. Ți-aduce aminte de copilărie asta, mă, mult și bine. Aici e frumos, e locul ăsta aici, așa. Stai la o bere cu băieții, faci un grătar. Șmecherie. Nu-i rău. Frumos și rău. Aici are locul de joc pentru copii. O albine de aia mare făcută din lemn. Acolo, nu știu ce mai e.
duc să văd și eu. Ce-o fi aici? Deja aici e fabrica. Dămiere. Dar e frumos amenajat aici așa. Ești cu copiii, te lași la joacă, te distrezi. Să ia la o bere, faci un grătar. N-am văzut pe nimeni să facă vreun grătar. Am văzut pe ăștia că plimbă câinii. Deci aici sunt foarte multe lacuri sunt aici. Și așa de frumos e pădurea cu lacuri, cu animale, cu ăsta, n-au citit. Oare așa banal la început, dar chiar e frumos. E superb. Ne place. E frumos să te plimbi în natură așa. N-ai niciun stres, n-ai nicio treabă. Te vindești de toate prostiile. Și Anglia are locuri superbe. Și am ajuns la parcul Rushden Lake, lângă Northampton. E frumos așa să te destinzi un pic.